Bună seara, stimați spectatorii televiziunii române. Suntem împreună ca în fiecare seară, zi de zi, în drumul nostru către Betlehem. Era să zic la Betlehem, dar încă n-am ajuns și să știți că nu suntem foarte departe. E ora la care, în mod normal, Maica Domnului se apropie de Betlehem și, de departe, magii cred că au avut deja discuția cu Irod. Am ales să transmitem mesajul nostru de bucurie din seara aceasta de aici, din Piața Mare a orașului Sibiu. Suntem în locul unde, atunci, în decembrie 89, au avut loc lupte cu adevărat sângeroase și au fost câțiva dintre ai noștri răniți și umiliți, ba chiar uciși, dar din umilința lor și din moartea lor s-a născut libertatea de acum, despre care am vorbit timp de două zile. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc însă despre altceva. E seara la care am visat când eram copil să fiu tot timpul martor. E seara în care se frământau cozonacii și se coceau cozonacii, ba chiar e seara în care bunicii sunt mai bunici ca niciodată. Îndrăznesc să spun, dacă îi aveți alături, fugiți repede și îmbrățișați-i. E nevoie de pupici mulți ca să crească cozonacul în seara aceasta. E seara în care, într-un fel sau altul, ne pregăteam mesele de Crăciun, chiar dacă le vom mânca doar în 25, preparate de deja se articulează. Unii cred că suntem prea consumiști, sunt de acord. Alții cred că mergem prea dus la magazin, prea des la magazine în zilele acestea. Și cu aceasta pot fi de acord. Dar în aceeași vreme nu trebuie să uităm că din când în când Crăciunul înseamnă și un pic de belșug și un pic de surâs pe deasupra meselor în zilele acestea de sărbătoare. De aceea, gândul meu mă poartă către copilărie, către copilăria pe care mulți dintre noi am avut-o așa, îndrăznind să spune, cu greutățile, dar și cu frumusețile sale, cu bunicii noștri calzi și apropiați, cu părinții noștri muncitori, care lucrau uneori în schimburi inverse sau, de ce nu, ne lăsau cu cheia târnată de gât ca să creștem mari și n-am crescut tocmai rău. La vremea aceasta în care ni se flendure pe sub ochi tot felul de reforme și suntem chemați la tot felul de provocări de acestea educaționale, uite, aș face și eu o provocare. Haideți să ne educăm să simțim copilul din noi cât mai mult și să încercăm, în virtutea acestor Crăciunuri trăite în copilările noastre, să fim dăruitori de Crăciun întreg copiilor noștri. Să dorim celor din jur bucuria aceea pe care noi înșine am avut-o, dăruită de cei mai bătrâni și mai înțelepți decât noi. Nu putem fi o generație care rupe în două Crăciunul de Hristos, pentru că în sine Crăciunul este despre Hristos, despre această întâlnire dintre Dumnezeu, omul, și omul chemat să se dumnezeiască prin har. Poate că învățăm mai mult în zilele acestea și suntem mai apropiați cu urechile ciulite. De fapt, dacă am fi cinstiți acum, ar trebui să fim atenți undeva pe dealuri, către păstori, acolo unde e foarte posibil în curând să auzim cum îngerile binevestesc nașterea Mântuitorului. Dacă veți auzi tropotit de pași în zori, e pentru că deja păstorilor li se binevestește că pruncul ce se apropie de Betlehem e Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.